Așa după cum vedeți în, în buletinile dumneavoastră, această sesiune va fi despre pogorârea Duhului Sfânt. Ca să înțelegeți mult mai simplu despre ce este vorba, în această sesiune voi răspunde la întrebarea dacă putem avea o nouă cincizecime sau, altfel spus, dacă ar fi corect teologic să cântăm cântarea Doamne mai vrem Rusali. Uh, în funcție de răspunsul pe care îl dăm la această întrebare, sau dacă dăm un răspuns pozitiv la această întrebare, da, putem să mai avem rusale, din acest răspuns uh, se vor naște și, de fapt, s-au născut de-a lungul timpului o sumedenie de practici uh, pe care uh, noi nu le considerăm conforme cu Sfânta Scriptură. Dacă considerați că această întrebare nu este importantă, vă voi spune că... Uh, eu, care am fost un carismatic cu steroizi, uh, ale căror temelii doctrinare pneumatologice au fost zdruncinate foarte puternic în timp ce uh, eram la master la Arad uh, și făceam cursul de pneumatologie cu fratele Benin Costea, după o perioadă destul de lungă de timp de travaliu, uh, să zic așa, doctrinar pe chestiunea și pe doctrina Duhului Sfânt uh, după travariul respectiv, când mi-am concretizat ce anume cred, uh, am avut parte de un șoc uh, care a constat într o grămadă de prietenii rupte pentru simplul fapt că uh, unii și au dat seama că nu mai cred în Duhul Sfânt. Uh, este foarte important și trebuie să fim foarte atenți cum vorbim despre Duhul Sfânt. De asemenea, este foarte important să fim atenți ce punem pe seama Duhului Sfânt, nu doar ce spunem despre el, ci ce anume atribuim sau punem pe seama Duhului Sfânt. Uh, unii zic, și de obicei aud lucrul ăsta, când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, oamenii zic, fii atent să nu hulești pe Duhul Sfânt. Dar de ce hulă n-ar fi să pui niște uh, experiențe psihologice sau poate chiar demonice pe seama Duhului Sfânt? Da? Uh, trebuie să stabilim foarte clar despre ce discutăm. Noi nu discutăm dacă credem sau nu în Duhul Sfânt. Noi credem în Duhul Sfânt și am lămurit lucrul ăsta în, în, prima sesiune. Chiar am avut puține emoții când am văzut că vin bilețele, m-am gândit că au venit oamenii aceia care nu cred în Duhul Sfânt. Noi credem în Duhul Sfânt, nu despre asta discutăm. De asemenea, nu discutăm dacă credem în lucrarea Duhului Sfânt. Noi credem în Duhul Sfânt și credem și în lucrarea Duhului Sfânt. De asemenea, nu discutăm dacă credem în darurile Duhului Sfânt. Noi credem în Duhul Sfânt, în lucrarea Duhului Sfânt și în darurile Duhului Sfânt. De asemenea, nu discutăm dacă credem în minuni. Dacă Dumnezeu face minuni. Noi credem că Dumnezeu face minuni. De asemenea, nu discutăm nici măcar dacă credem în darurile miraculoase. Noi credem în darurile miraculoase despre care vorbește Sfânta Scriptură. Noi nu credem și așa vom arăta din Sfânta Scriptură, vom încerca să demonstrăm lucrul ăsta că nu credem în continuitatea unor manifestări miraculoase din Sfânta Scriptură. Despre asta este discuția, da? Deci trebuie să uh, limităm foarte clar subiectul ca să știm despre ce anume vorbim. Da? Trebuie să fim atenți uh, cu privire la modul în care uh, vorbim despre Duhul Sfânt și despre lucrarea Duhului Sfânt. Dar întrebarea pe care o am în această seară și la care doresc să răspund este aceasta. Dacă putem avea o nouă cincime, dacă ar trebui să dorim așa ceva, și dacă am putea avea o cinzecime și noi facem o conferință în care vrem să spunem că nu putem avea o cinzecime atunci este grav, pentru că lipsim Biserica Domnului Isus Hristos de o asemenea mare binecuvântare cum este cinzecimea Dacă ea trebuie să aibă loc, poate să aibă loc și Dumnezeu ar vrea să avem o nouă cincime la Zalău, atunci este un jaf pe care îl facem noi, slujitorii Domnului, Bisericii Domnului Iisus Hristos, argumentând că nu putem avea o cinzecime. trebuie să vedem din Sfânta Scriptură dacă se poate avea o cinzecime și ce implicații sunt. Da? Deci discutăm despre pogorârea Duhului Sfânt. Aș vrea să vă dau un outline, o schiță panoramică a capitolului 2 din Faptele Apostolilor, asupra căruia ne vom aplica în minutele care ne stau înainte. Patru puncte majore. Apropo, aș dori să fiți mai degrabă atenți decât să notați, vă pot da schița aceasta, să o analizați, să o combateți, să faceți ce vrea cu ei, ce vreți cu ea. Aș vrea să fiți atenți ca să înțelegeți argumentul meu și explicația pe care o voi da. Sunt patru secțiuni mari ale capitolului 2. Avem pogorârea Duhului Sfânt descrisă din versetul 1 până la versetul 21. Avem predicarea Evangheliei pe care o face Petru la versetul 22 la 36. Avem descris apoi primirea mântuirii da, de către cei care au auzit Evanghelia și care au fost martori acolo la versetul 37 la 41 și apoi este descrisă biserica care s-a născut în ziua 50 la versetul 42 la versetul 47. Da? Pogorirea Duhului sunt predicarea Evangheliei, primirea mântuirii și practica bisericii. Noi vom uita în această seară de la versetul 1 la versetul 21. Vom lua secțiunea aceasta de pogorârea Duhului Sfânt. Acest eveniment, cred eu, unic și repetabil în istoria în istoria uh, acestei luni, în istoria planului lui Dumnezeu. Uh, această secțiune despre pogorirea Duhului Sfânt la rândul ei poate fi privită din trei perspective. Prima dată e prezentată prin ochii autorului, la versetul 1 la versetul 4. Luca pur și simplu consemnează din perspectiva lui ce s-a întâmplat acolo. Apoi tot Luca consemnează cum experiența a fost privită de audiență, da? De la versetul 5 la versetul 13. Și apoi avem a treia perspectivă, prezentată prin ochii Apostolului Petru. Petru se ridică în picioare și oferă o explicație doctrinară da, a ceea ce s-a întâmplat acolo. Deci avem trei perspective. Autorul Luca, audiența și uh, Apostolul Petru. Întrebarea este, se repetă ceva de la cincizecime? Asta este o întrebare la prima întrebare, da? Întrebarea este dacă se repetă cincizecimea? O altă întrebare este dacă se repetă ceva? Există ceva de la cincizecime care se repetă? Și eu cred că da. Ce se poate repeta de la cincizecimea? se poate repeta de la cinzecime me uh, preamărirea lui Dumnezeu care a avut loc acolo. Nu zice că auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Se poate repeta proclamarea Evangheliei. Uh, adevărul este că nu sunt prea mulți oameni care zic, oh da, vrem lucrurile astea de la cinzecime. Oamenii se referă la altceva când zic, vrem o nouă cinzecime. Uh, se repetă lucrul acesta, pătrunderea aceasta inimilor pe care o face Duhul sunt când le străpunge inimile, da? Pocăința de păcat se repetă. Uh, se repetă acea. Uh, pecetuire exterioară, dacă aș putea să o numesc așa, prin botez, separarea de sistemul religios și lumesc din care veneau oamenii aceia. Se repetă primirea Duhului Sfânt. Se repetă părtă și bisericii, practica bisericii descrisă în capitolul 2. Aceste lucruri se pot repeta de la cinzecime, dar nu se repetă cinzecimea. Sunt patru lucrări distincte ale Duhului Sfânt care au loc în capitolul 2. Ele sunt distincte, dar sunt inseparabile din punct de vedere temporal. Și eu cred că un motiv pentru care există multe practici și multă confuzie pe seama lucrării Duhului Sfânt este pentru că nu se face distinție între aceste lucrări. Scriptura vorbește în locul acela despre prezența Duhului Sfânt, Biblia vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt, Biblia vorbește despre plinătatea Duhului Sfânt. Ele sunt experiențe care se leagă, dar sunt totuși distincte și trebuie să le distingem și să le înțelegem în felul acesta ca să ne dăm seama ce se întâmplă acolo. De ce cinzecimea este un eveniment unic și repetabil? Cu asta voi începe. De ce este un eveniment unic și irepetabil? Uh, atenție, eu nu vorbesc despre faptul că botezul cu Duhul Sfânt este unic și irepetabil. Vorbesc despre cinzecime. cu tot ce s-a întâmplat acolo. Nu vorbesc despre faptul că plinătatea Duhului Sfânt, descrisă de Pavel în Epistole, este irepetabilă. Vorbesc despre cinzecime. Nu vorbesc despre faptul că primirea Duhului Sfânt este irepetabilă, pentru că nu este, uh, nu este ceva care este atașat doar de ziua aceea, da? noi primim astăzi Duhul Sfânt, cei care se convertesc primesc Duhul Sfânt, sunt născuți din nou prin Duhul Sfânt, sunt călăuziți de Duhul Sfânt, da? au plinătatea Duhului Sfânt, uh, unii dintre ei. Uh, nu despre asta vorbim, vorbim despre cinzecime, despre tot evenimentul. Da? De ce cinzecimea este irepetabilă? A cere, a dori, a te gândi că se poate întâmpla așa ceva este greșit. De ce? În primul rând. Pentru că Domnul Isus Hristos, care vorbește despre acest eveniment, vorbește ca despre un eveniment unic. Citiți profețiile Domnului Isus Hristos despre venirea Duhului Sfânt și nicăieri nu există nimic în limbajul Domnului Isus Hristos care să dea de înțeles că vor exista mai multe veniri ale Duhului Sfânt în care El va face lucrurile. Astea. Nimic din limbajul Domnului Isus Hristos. Da? Ioan, uh, capitolul 14, 15, 16. 2. În acea zi se întemeiază biserica prin această pogorâre specială și unică a Duhului Sfânt. Se mai poate întemeia biserica Vorbim despre biserica, despre trupul Domnului Iisus Hristos. Să pot planta biserici locale, adunări locale, reprezentări locale ale trupului Domnului Iisus Hristos. Nu se mai poate întemeia biserica, dar acest lucru a avut loc în ziua cinzecimii. Da? Apoi avem de a face în toată cartea faptului apostol cu împânzirea sau înaintarea acestei biserici. Dar nu avem o înființare a bisericii printr-o pogorire specială a Duhului Sfânt. În al treilea rând, un lucru deosebit pe care l-am observat în studiul meu este că autorul folosește un termen unic pentru pogorârea Duhului Sfânt în fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Acest termen mai este folosit în relație cu Duhul Sfânt când Duhul s-a coborât peste Maria. Atât. Nicăieri în Biblie nu mai apare pogorârea sau Duhul Sfânt în relație cu pogorârea aceasta, cu termenul acesta pogorâre. Deci termenul pogorirea apare când vorbește despre pogorirea Duhului Sfânt peste Maria, un lucru care s-a întâmplat o singură dată în istoria Universului și mai apare când Domnul Iisus Hristos po po profețește pogorirea Duhului Sfânt când noi vom primi o putere. Și nu la voia întâmplării autorul și alege termenii precis. După aceea Scriptura și Cornelescu poate ne duce puțin în confuzie. Scriptura vorbește că Duhul Sfânt a coborât peste ei, dar nu este același termen. S-a vărsat peste ei, nu este același termen. Pogorârea Duhului din ziua 50.000 este unică și irepetabilă. 4. Semnele pogoririi Duhului sunt descrise de Luca sunt unice în toată această dispensație a Duhului Sfânt. Citești istoria, narațiunea dezvoltării bisericii până la marginea pământului, prin misiunea apostolului și nicăieri nu mai vezi repetate acele semne. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să semnaleze că această pogorire a Duhului este unică, este specială. 5. Ziua specială aleasă de Dumnezeu în mod suveran, ziua 50.000. Nu este la voia întâmplării. Dumnezeu în adins și vom vedea de ce, hotărăște ca în acest eveniment unic, ca acest eveniment unic să aibă loc într-o dată unică, într-o zi unică, cu o semnificație spirituală deosebită. Audiența este unică în ziua 50.000. Spune, menționează autorul Luca că erau oameni din toate neamurile de sub cer. Când s-a mai întâmplat asta la un botez cu Duhul Sfânt? La o umplere cu Duhul Sfânt? Niciodată. Niciodată. Dumnezeu a hotărât ca audiența, compoziția ei să fie specială, ca să arate unicitatea acestui eveniment. În preliminară, deși expresia asta ar trebui discutată poate la sesiunea de întrebări, sau aplicația profetului, sau aplicația profetică pe care o face Petru când spune aceasta este ce a fost spus de profetul Ioel. Niciodată nu mai vezi vorbindu-se despre împlinirea sau aplicabilitatea profeției lui Ioel la alte eveniment de pogorirea Duhului Sfânt sau de botez cu Duhul Sfânt. Doar atunci. Noi spune măi, dar voi vă întrebați ce se întâmplă acum? Păi nu scrie eu el, nu scrie Ezechiel, nu, nicăieri. Doar în acest eveniment, doar acest eveniment este asemănat cu pogorârea Duhului Sfânt sau venirea Duhului Sfânt despre care vorbește profetul Ioel. Promisiunea Domnului Isus din fapte 1 cu 8 vizează un eveniment unic. Citește fapte 1 cu 8. și voi, și voi veți primi o putere dar nu-i treaba voastră să știți vremurile și Acestea sunt în treaba lui Dumnezeu, Tatăl. Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt, când citește textul acela. Te aștept să înțelegi că vor exista mai multe pogorări a Duhului Sfânt? Nici vorbă. Te aștept să existe un eveniment precis, clar, când va veni Duhul Sfânt. Misiunea apostolilor este legată specific de acest eveniment, nu de, a, de mai multe. Și voi veți primi cine voi? Cu, cu cine vorbește Domnul Isus? Nu cu noi vorbește. Putem găsi o aplicabilitate, un principiu acolo, dar nu cu noi vorbește. Vorbește cu ucenicii lui. Și voi veți primi o putere când se va pogoră Duhul Sfânt. Peste voi. Dar despre ei vorbește misiunea mare a apostolilor. Este legată de acest eveniment unic, nu de unul ulterior. Da? Această pogorâre a Duhului Sfânt generează misiunea care se duce până la marginile pământului. Aceea. Nu alta de astăzi. Nu ne putem ruga să, Doamne, mai dă-ne rusalei! sau încă o cincizecime, Deși nimeni nu vrea o cincizecime că a ducă că până la margine pământului să fie misionar, nu? Să fim zeroși. Uh, conform narațiunii lui Luca, alt argument, acest eveniment foarte interesant este o continuare a evenimentelor principale din viața Domnului Isus. Citește uh, Fapte 1. E foarte interesant. Vorbește despre venirea Domnului Isus, despre lucrarea lui, uh, vorbește despre moartea lui, despre învierea lui, despre faptul că și-a dovedit învierea și despre înălțarea lui și despre întoarcerea lui. Și în tot acest șirac de evenimente unice și irepetabile din viața Domnului Iisus Hristos, este introdus de către Domnul Iisus Hristos venirea Duhului Sfânt. Dacă toate evenimentele despre care Domnul vorbește din viața lui, da? Luca vorbește despre Domnul Iisus Hristos, că a venit, că a făcut minuni, mai este Iisus Hristos, va mai veni să mai facă minuni cum a făcut? Nu. Că a murit, să va mai întâmpla așa ceva? Nu. Că a înviat, să va mai întâmpla așa ceva? Nu. Că s-a înălțat la cer, se va mai întâmpla așa ceva? Nu. Că se va, uh, se va întoarce. Nu se va mai întoarce încă o dată, cum a promis că se va întoarce. Dar nu se va întoarce de șapte ori. Se va întoarce o odată. Între acestea, Domnul Iisus Hristos însuși vorbește că de la înălțarea lui până la întoarcerea lui va exista un moment important în care se va pogoră Duhul Sfânt. Te aștepți ca acel eveniment să fie unul, la fel cum toate celelalte sunt unul. Domnul pune uh, uh, între, uh, între aceste evenimente principale din viața lui. Luca le pune. Porunca așteptării este dată clar doar grupului inițial de ucenici. Mulți spun, dar nu spune Biblia să așteptăm Duhul Sfânt? Nu spune. Nu spune. Unde spune Biblia să așteptăm pe Duhul Sfânt? Le-a poruncit să aștepte în Ierusalim. Cui a poruncit Domnul Iisus? Ucenicilor a poruncit. Nicăieri, niciun alt loc nu spune. Duceți-vă în Iope sau duceți-vă într-un loc și așteptați să vină Duhul Sfânt. Nu spune nicăieri. Doar lor. Porunca așteptării este dată clar doar grupului inițial de ucenici în funte cu apostolul. Nicăieri după aceea nu li se mai cere să aștepte. Apoi este foarte interesant, acesta este singurul moment când, în relație cu Duhul Sfânt, Luca menționează că s-a coborât din cer. Acum, Duhul Sfânt este pretutindeni. Da? Putem pune o întrebare. De unde s-a coborât Duhul Sfânt dacă Duhul Sfânt e pretutindeni? Dar Luca vorbește într-un limbaj omenesc și vorbește pe limba noastră. Atunci a fost singurul moment în care spune că s-a coborât din cer. Da? După aceea spune că s-a vărsat peste ei, s coborât peste ei. De asemenea, acesta este un eveniment tranzitoriu. Mulți când aud uh, 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 ideea de tranziție. A, ah, ăștia spun că e o perioadă de tranziție ca să spună că minunile s-au făcut numai în perioada aia de tranziție. Da, am înțeles teoria lor. Nu și tu ești de acord că este o perioadă de tranziție de la iudaism, de la Israel, la biserică, nu? Sper că ești de acord cu lucrul ăsta. De la vechiul legământ, la ceea ce a instaurat Domnul Isus Hristos. Sper și cu, asta ești de acord. Sunt niște diferențe foarte clare. Este o perioadă de tranziție aici. Și venirea Duhului Sfânt marchează încetarea unei dispensații și începerea altei dispensații. Foarte clar marchează lucrul acesta. Să schimbă total modul de lucru al lui Dumnezeu. Nu cu Israel, ci cu biserica. Și sunt mai multe aspecte care ar putea fi discutate mai pe larg altă dată. Acest eveniment este văzut de ucenici, de Petru care se ridică, spune, împreună cu, uh, cu cei 11. Este văzut ca inaugurarea unui noiere. Da? Pentru că Domnul Iisus Hristos, ei întreabă pe Domnul Iisus, Doamne, când vei așeza din nou împărăția lui Israel? Și mulți zic, vezi, Bă, nu mă mai preocupați voi cu Israel. Domnul nu spune, nu vă mai preocupați cu împărăția lui Israel. El spune, nu este treaba voastră să știți? Vremurile sau sorace. Când se va întâmpla acest lucru? Da? Când se va întâmpla acest lucru? Și legat de venirea împărăției, Domnul spune mai degrabă, ar trebui să așteptați pogorârea Duhului Sfânt. Că este pogorârea Duhului Sfânt înainte de venirea împărăției lui Israel. Da? Ucenicii văd acest eveniment ca inaugurarea în nenoiere până la instaurarea acestei împărății. Da? Petru, în predica lui, vorbește despre faptul că Dumnezeu l-a așezat la dreapta Tatălui și a dat acest dar pe Duhul Sfânt. Ceva ce se întâmplase deja. Da? Deci Petru în predica lui leagă înălțarea, întronarea și încoronarea Domnului Iisus Hristos de dăruirea Duhului Sfânt. Lucru care s-a întâmplat o, o singură dată. Da? Deci există motive multiple și s-ar putea adăuga și altele, care demonstrează foarte clar că cinzecimea a fost un eveniment unic și irepetabil. Acum, haideți să ne uităm puțin la textul care este înaintea noastră, din fapte capitolul 2, și să uh, despachetăm puțin textul care să ilustreze mai bine mai multe aspecte și despre vorbirea în limbi și ce menționează acest text. Avem în primul rând această narațiune prezentată de Luca. Da? În ziua cinzecimii erau în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Vom petrece puțin timp privind la aceste patru versete. E absolut banal de observat că circumstanțele descrise în versetul întâi, circumstanțele coborârii Duhului Sfânt, fac acest eveniment unic. De ce? Erau evrei. Da? Erau apostolii Domnului Isus. Erau în Ierusalim. Era un ziua 10.000 și așteptau conform unei profeții a Domnului Iisus Hristos să coboare Duhul Sfânt. Nu ne încadrăm la nicio circunstanță. La niciuna. Deci dacă ai vrea să fii mota fiu. eu vreau 50.000 ca în fapte 2. Ca în fapte 2, frate, vrem. Dacă vrei ca în fapte doi, trebuie să fii ucenic, trebuie să fii apostolul Domnului Iisus Hristos, trebuie să fii la Ierusalim, trebuie să fii în casa aia. Că Duhul Sfânt numai peste casa aia, o coboră, peste alta. Trebuie să îndeplinești toate condițiile descrise aici, da? Trebuie să îndeplinești toate condițiile descrise aici. Acestea sunt circumstanțele coborârii Duhului Sfânt. Pe scurt, e descrisă ziua coborârii, ziua 50 aceasta este sărbătoarea strângerii secerișului uh, și o zi în care, într-adevăr, are loc un seceriș spiritual extraordinar, fantastic. Este ziua în care evreii au primit legea, dar este și ziua acum în care ei primesc mesajul Evangheliei, nu li se predică legea, ci se le predică Evanghelia. Asta e semnificația spirituală a acestei zile. Scopul strategic al lui Dumnezeu în această zi este că erau adunați oameni iudei din toate neamurile de sub cer. Dumnezeu este un strateg desăvârșit și în ziua aceea face să se coboare Duhul Sfânt. Da? Ca să aibă această lucrare extraordinară și ca Dumnezeu să le transmită un mesaj foarte clar. Nu doar mesajul Evangheliei. Și vă vedea și alte mesaje. Se transmită un mesaj foarte clar, în special, evreilor. Asta e ziua. Beneficiarii, peste care coboră Duhul sunt. Scriptura spune că a coborât, în ziua 50.000 erau toți împreună în același loc, da? Vedem numărul ucenicilor, erau toți ucenici acolo. Există o discuție între comentatori dacă erau cei 12 sau erau cei 120 despre care se vorbește în capitolul 1. Este o altă discuție asta, dar e clar că nu era niciunul din exterior aici, da? Nu era niciun necredincios, fie el copil sau adult. Vedeți și un număr nu doar a ucenicilor, ci au cea unității, erau, spune aici, împreună, erau adunați cu un scop comun, da? Ei așteptau să se întâmple ce a spus Domnul Isus Hristos, da? Asta e ziua beneficiarii, uitați-vă la locația, foarte interesant, în ziua 50 -mi erau toți împreună în același loc. Era ziua în care evreii mergeau la templu, evreii făceau ritualurile lor. Este o încăpere specială aleasă de Dumnezeu, peste care coboară Dumnezeu. O încăpere simplă, într-un fel să stabilește simplitatea întâlnirilor creștinilor. Ei nu au un templu. Ei nu fac o catedrală a mântuirii evreilor sau a neamului. Da? Impunătoare peste care să vină Duhul Sfânt. Se schimbă modul de lucru. Dumnezeu alege o încăpere, probabil destul de mare, dacă era 120, peste care se coboare. O încăpere în care erau întâlniți. Nu erau împrăștiați acum, ci erau întâlniți ucenicii pentru a aștepta promisiunea Domnului Isus Hristos. Acestea sunt circumstanțele Care sunt semnele coborârii Duhului? Sunt două semne descrise aici. Sunt două semne. Un semn uh, audibil și un semn vizibil. Acestea sunt semne. Un semn audibil și vizibil. Cred că aceste semne sunt semne irepetabile, da? irepetabile și exterioare, lăsate de Dumnezeu precis pentru a semnala coborârea aceasta specială a Duhului Sfânt, da? pentru a semnaliza, pentru a semnala, pentru a arăta noutatea, unicitatea acestui uh, eveniment. Acum, dacă vrei un semn de la cinzecime, sunt puțin ironic aici, da? dacă vrei un semn de la cinzecime, ar trebui să le vei pe toate. Deci dacă vrei să fii conform cu textul, ar trebui să spui, Domnule, trebuie să se întâmple toate lucrurile astea. Acum, de ce nu putem să pretindem, să așteptăm nici măcar la un alt fel de lucrare a Duhului Sfânt. Zice, ok, nu avem 50 mai, avem altele. De ce nu putem aștepta, nu putem cere, nu, nu, ne putem dori ca să avem semnele acestea sau unele dintre ele, da? să selectăm dintre ele. Da? Dacă selectăm dintre ele, facem o nedreptate textului, pentru că textul vorbește despre toate în același eveniment. Domnul Iisus, de asemenea, când a prescris botezul cu Duhul Sfânt sau pogorârea Duhului Sfânt, nu a amintit deloc de aceste semne exterioare. Ele au fost hotărâte de Dumnezeu în suveranitatea lui. Deci Domnul nu a prescris. Luca doar narează, doar istorisește. Dar ce s-a întâmplat? Doar descrie ce s-a întâmplat. El nu prescrie. Nici Domnul Iisus, nici El. Nicăieri Scriptura nu prescrie semne exterioare care sunt legate de botezul Duhului Sfânt. Nicăieri nu prescrie. Faceți diferența între descrie și prescrie. Nu prescrie nicăieri. Mai mult este eronat și grav să stabilim doctrine pe baza unor narațiuni care descriu evenimente istorice. E ca și cum ai pune mâna pe un ziar, citești că s-a întâmplat ceva și spui vreau și eu lucrul ăla. E aberant, a fost scris ca să-ți istorisească, să-ți povestească, să-ți descrie că s-a întâmplat un eveniment istoric care a avut loc și s-a încheiat. Da? Este o știre. Și știrea, prin definiție, este ceva ce s-a întâmplat la timpul trecut. A avut loc. Da? Este o regulă de bază hermeneutică, că nu facem, nu stabilim doctrine pe baza unor narațiuni care descriu evenimente istorice. Acest eveniment istoric este compus dintr-o sumedenie de elemente inexistente astăzi, cum v-am demonstrat deja. De circunstanțe inexistente astăzi. În toate celelalte experiențe de botez cu Duhul sunt aceste semne nu se mai regăsesc. Profiția lui Ioel, citată de Petru, nu menționează niciunul din aceste semne. Promisiunea Duhului anunțată de Petru, Ignoră total orice fel de semne exterior. Spune, Petru spune, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat, a voi veți primi darul Duhului Sfânt. Dar semnele? Nu spune nimic de ele. Vezi, este o ignorare totală a acestor lucruri în toată Sfânta Scriptură. Semnele acestea au fost lăsate de Dumnezeu cu un scop specific legat de acest eveniment. Și dacă semnele acestea și-au împlinit menirea, au transmis mesajul și mesajul a fost înțeles, aceste semne sunt inutile. Așadar, nu mai există niciun alt pasaj în Scriptură, narrativ sau doctrinar, care să conțină aceste semne. Aceste semne. Uitați e, câteva detalii foarte importante despre felul în care au apărut aceste semne, despre caracterul acestor semne. Deodată a venit. Nu a stabilit nimeni. Nu a programat nimeni. Dar asta, într-un fel, arată că Duhul Sfânt nu poate fi preconizat, plănuit. În seara asta, vineri, avem uh, o steară de trezire spirituală. Ce ignoranță! Ce ignoranță! Duhul Sfânt, spune, deodată a venit. Ei știau că va veni, aveau, ei aveau o promisiune. Deodată a venit Duhul Sfânt, da? A venit deodată pentru a demonstra că această experiență este veridică, este autentică, pentru a, a șoca ceea ce s-a și întâmplat acolo, da? Ne arată foarte clar, nu există nicio tehnică prin care Duhul Sfânt poate fi convins să vină peste oameni la comanda noastră, da? Duhul Sfânt a venit. Și descrierea aceasta... Puternica Duhului sunt prin semnele care sunt atașate de venirea Lui, într-un fel ne arată că Duhul Sfânt vine cu putere. Duhul Sfânt nu este o putere, Duhul Sfânt are putere. Da, El n-a fost invitat să vină, n-a cerut voie să vină nimănui și ăsta este un lucru extraordinar care ne place la Dumnezeu, că Dumnezeu este suveran și este puternic. Duhul Sfânt nu a fost adus. Duhul Sfânt a venit. Asta spune Scriptura. Deodată a venit Duhul împreună cu semnele acelea. A venit. Nu a invitat nimeni. Nu i-a cerut Duhul să n-a nu i voie. El a venit pentru că este puternic, pentru că este suveran. Voi spune că a venit semnele acestea au venit din cer. Au venit din cer pentru a arăta caracterul persoanei Duhului Sfânt și pentru a arăta caracterul lucrărilor pe care Duhul Sfânt le face. niște lucrări cu caracter ceresc. Da? Cu caracter ceresc. Este semnul audibil nu a venit, atenție, foarte important, nu a venit un vânt puternic. Nu a venit un vânt puternic. Biblia nu spune asta. Biblia spune că a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic, da? Dacă tu îți pui la boxă și asculți vâjitul unui vânt, în casa la tine nu este un vânt. Este un sunet ca vâjitul unui vânt puternic. Asta e exprimarea foarte clară a textului. Am auzit oameni care au spus, da, la noi s-a întâmplat ce spune în fapte 2. Păi de ce? Păi s-a auzit un vuiet. Da? Și bătea vântul pe acolo și la unul se zbărlea părul. Nu așa spune textul. Deci nu așa... Plus că există o grămadă de alte dovezi, cum am arătat deja, care arată că lucrul acesta nu se întâmplă. Da? Asta arată, semnul asta arată spre puterea Duhului Sfânt. Da? Uh, știți, uh, cuvântul grecesc pentru vânt și deseori pentru duhul este același, pentru a arăta puterea Duhului Sfânt, pentru a arăta plinătatea Duhului Sfânt. A venit ca vâjit, unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Da, Duhul Sfânt este în controlul situației, nu oamenii. Ăsta este semnul audibil. Este, da, semnul audibil arată spre puterea Duhului și spre plinătatea Duhului. El vine ca vujitul unui vânt puternic și a umplut plinătatea, care se arată la cinzecime când Duhul Sfânt vine. Avem fel, semnul vizibil. Niște limbi din nou. Ca de foc. Au fost văzite împărțindu-se printre ei. Nu vreau să fiu indecent. A imaginat ce ar fi fost dacă ar fi fost niște limbi de foc deasupra capetelor lor. Atâta foc în încăperea aia. Nu erau niște limbi de foc. Erau niște limbi ca de foc. Dacă ar fi fost niște limbi de fiecare dată când Dumnezeu a dat foc adevărat, a fost nu spre binele lor, da? Am văzut la un moment dat o fotografie, o pauză, o fotografie pe internet în care era o sală mare, o adunare de oameni care strigau spre Dumnezeu după foc. Și următoarea imagine era scrum. Oamenii păi, au cerut focul Duhului sunt vreau foc. Și Dumnezeu a coborât foc, atunci când a coborât foc, a făcut, a făcut, uh, curățene. Da, nu spun că nu ar trebui și astăzi, nu le ocrui. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, da? Sunt niște limbi împărțite, sunt niște limbi înflăcărate care arată, într-un fel, lucrarea pe care o va face Duhul Sfânt în ziua aceea și eficiența vorbirii, ucenicilor plini de Duhul Sfânt, da? Toți, limbile se împart, toți au lucrarea asta, limbile sunt flăcărate, toți au această uh, vorbire înflăcărată, această vorbire eficientă, eficientă. Și spune Scriptura. Uh, vedem uh, contextul în care s-a coborât Duhul, sunt semnele care au însoțit coborârea Duhului Sfânt și cum este experimentată coborârea Duhului. Sfânt. Dar faceți mare diferență între circumstanțele coborârii Duhului, sunt ziua 50 în același loc în Ierusalim, da? Semnele care au însoțit coborârea Duhului sunt, semnul audibil, semnul vizibil, și experimentarea coborârii Duhului sunt, care este altceva. Și textul le pune chiar în cronologia asta. Și spune, toți. S-au umplut de Duhul Sfânt. Nu spune că s-au umplut de puterea Duhului Sfânt. Ei nu au fost umpluți de o putere. Ei au fost umpluți de o persoană cu putere. Da? Și voi veți primi o putere când se va pogoară Duhul Sfânt. Se coboară persoana Duhului Sfânt care are putere, da? Deci vedem persoana din această experiență, vedem privilegiu, Spune că atunci când a venit această persoană, au fost umpluți. Termenul folosit aici este un termen folosit în general pentru a descrie puterea specială asociată în faptele apostolilor cu minuni. Cu minuni, cu miracole. Sunt doi termeni grecești diferiți, poate în sesiunea despre plinătatea Duhului Sfânt se va trata această distinție și niciodată ei nu sunt confundați. Termenul folosit pentru plinătatea Duhului Sfânt în epistole niciodată nu este folosit în fapte în felul acesta. Termenul folosit pentru plinătatea Duhului Sfânt care este sfințitoare spre maturizare este unul și termenul folosit pentru plinătatea Duhului Sfânt din fapte care a dus la miracole este cu totul altul. Privilegiați acestei lucrări sunt toți. Nimeni nu a fost trecut cu vederea. Și din experiențele pe care le aud foarte des și eu le-am mărturisit aud unii n-au primit că n-au fost pregătiți. Unii n-au primit că n-au avut suficientă credință. Unii n-au primit că n-au cerut destul. Unii n-au primit pentru că n-au fost foarte credincioși. Unii n-au avut suficientă credință. Nu vezi la 50.000 nimic de felul acesta. Absolut nimic de felul acesta. Duhul Sfânt a coborât peste toți. Asta e experimentarea coborârii Duhului Sfânt. Cum se exteriorizează? Cum se exteriorizează? Da? el descrie autorul esența acestei lucruri sau umplut de Duhul Sfânt, toți. Cum se exteriorizează? Și au început să vorbească în alte limbi. Astea sunt limbi înțelese. Înțelese sunt. Uh, Subliniez lucrul acesta pentru că mulți oameni spun uh, Domnul, eu vreau botez cu Duhul sunt din fapte 2. Dar are limbile care crede el că sunt din 1 Corinteni 14. Am întrebat mulți, eu nu cred în distinția asta, trebuit, dar de ce vrei botez cu Duhul sunt din fapte 2 și vrei limbile din Corinteni, bolboroseala din Corinteni? Nu ca să fii consecvent, vrei, nu vrei cincizecimea din fapte. Nu vrei botezul din fapte. Dacă vrei botezul din fapte, trebuie să iei și semnul din fapte. Unde au fost limbi înțelese. Și recent am auzit o predică în care se încerca să se demonstreze că limbile din uh, fapte 2 uh, nu sunt limbi uh, omenești. Că de fapt miracul era la auzire, nu la vorbire. Da? Adică ei vorbeau, în, ce vorbeau ei în limbile îngerești și cei care auzeau, auzeau în limbile lor. Cu alte cuvinte avem două miracole, unul la vorbire și unul la auzire, la cei necredincioși. Dar ce spune Biblia? Ia ascultați! Ascultați ce spune Biblia. Mulțimea s-a adunat și a rămas încrementită pentru că fiecare îi auzea vorbind pe ei în limba lui. Deci autorul spune că ei vorbeau în limba lor, vorbind în limba lui. Ce înseamnă vorbind în limba lui? Da? Dacă n-ar fi așa, înseamnă că autorul în mod intenționat, ne duce în eroare folosind un limbaj care de fapt nu înseamnă ce spune. El spune că vorbeau în limba lor, dar de fapt nu vorbeau în limba lor. Ei auzeau că ăștia vorbeau în limba lor. El spune, dar nu spune că auzeau vorbind în limba lor? Evident că dacă vorbeau în limba lor, ei auzeau. Cum putea să spună autorul altfel că ei auzeau pe cei care vorbeau în limba lor, decât că ei auzeau vorbind în limba lor? N-ai niciun mod în care să exprimi mai simplu, mai clar lucrul acesta. Și trebuie să faci o grămadă de, de scheme pseudo ca să ajungi la altă concluzie. Da? Asta sunt limbi înțelege. Asta e aspectul omenesc al miracolului, da? că Duhul Sfânt îi face să vorbească în niște limbi omenești. Aspectul cu totul duhovnicești este că Duhul Sfânt aici controla toată situația asta. Da? Erau limbi distincte și limbi dăruite. Spune că vorbeau în alte limbi după cum le dădea Duhul Sfânt să vorbească. Uh, nu, nu am timp în seara aceasta să uh, tratez pasajul de la versetul 5 până la versetul uh, până la capăt, dar aș vrea să extrag câteva elemente de aici, foarte importante, despre vorbirea limbii. Va fi o sesiune specială despre vorbirea limbii, dar voi puncta câteva lucruri despre vorbirea limbii din Fapte, capitolul 2. Care este rolul vorbirii în limbi? Uh, dacă înțelegem lucrul acesta, vom înțelege. Dacă este necesară experimentarea 50.000 de botezuri cu Duhul sunt, din fapte 2, și a vorbirii în limbi. De deci, ce a dat Dumnezeu vorbirii în limbi? Și au zis deseori expresia semnul vorbirii în alte limbi. Un semn arată spre o direcție, un semn transmite un mesaj. În momentul în care semnul acela ți-a transmis mesajul și tu l-ai înțeles, semnul acela și-a încetat valoarea pentru tine, da? utilizarea pentru tine, funcționalitatea pentru tine. De exemplu, frații au venit la ora, și au mers pe pentru tine. La un moment dat, vei găsi pe drumul semne. Îți spune aici, intră cu 30 la oră. După ce tu ai intrat cu 30 la oră în curba nu costă 20, semnul ăla pentru tine nu mai are nicio funcționalitate, nicio utilizare. Tu nu spui, da, 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 tot să treacă pe acolo. Bă, duceți-vă și treceți pe acolo. Dar cum are treabă să duceți și Dar dacă el și semnul și-a îndeplinit scopul și funcția pentru el, pentru el, semnul acela nu mai are funcționalitate sau utilizare. La momentul respectiv a fost valoros, a fost important pentru a-și împlini un scop. Care este direcția acestui semn al vorbirii în limbi? Textul ne spune foarte interesant și ascultați, spune Scriptura așa. În locul acela, versetul 5, erau iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Evident, la Ierusalim s-au dus în mare parte evrei. Evident. Scriptura mai spune uh, uh, în, uh, în continuare, erau oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți. Mai târziu, uh, Petru se adresează lor și spune, bărbați, iudei. Deci, audiența, în cea mai mare parte, era formată din iudei. Erau câțiva oaspeți din Roma, erau niște bărbați evlavioși, oameni cu cerințe despre care unii spun că erau prozeliți, dar erau oameni trecuți la iudaism. De aia el le spune bărbați iudei și multe mii de oameni care sunteți dintre neamuri. Nu, el nu spune așa. El spune bărbați iudei, că dacă erai dintre neamuri și te duceai la Ierusalim constant, probabil că vrei să fii iudeu, nu? De asta te duceai acolo. Bun. Mai spune Scriptura aici foarte interesant că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Versetul 6. Sau vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut. Deci evrei născuți în locul aceleași care respectau sărbătorile anuale pe care Dumnezeu le-a poruncit. Sau versetul 11. Zice, îi auzim vorbind în limbile noastre. Deci Dumnezeu transmite un mesaj în limbile acestor evrei, dar din zonele din care ei făceau parte. Da? Native. Da? Concluzie. Semnul acesta, în primul rând, este pentru evrei care nu sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos, că dacă ar fi fost, erau și ei în casa aceea și ar fi primit și ei Duhul Sfânt și pentru nu i ar fi acuzat că l-ar umor pe Domnul Iisus Hristos, nu i-ar fi chemat la pocăință și nu i-ar fi spus că vor primi Duhul Sfânt. Deci e clar că avem de-a face cu niște evrei care nu erau ucenicii Domnului Iisus Hristos, care nu credeau încă în Domnul Iisus Hristos, erau prezenți acum în Ierusalim, respectând o sărbătoare iudaică da? și oamenii aceștia aud în limbile lor ceva din partea lui Dumnezeu. Nu suntem nici evrei, nici la sărbătoarea aceea, nici evrei care l-au omorât pe Domnul Isus Hristos sau au confirmat mai degrabă omorârea Domnului Isus Hristos și care au nevoie de un semn. Vom vedea care e semnul. Evident că semnul acesta este nu doar pentru evrei, este într-un fel și către neamuri. Secundar vorbim. De ce? Pentru că Dumnezeu vorbește nu în limba evrească, că putea să vorbească în limba evrească. Sau maică sau în greacă, limba de circulație a vremii respective, Dumnezeu alege să vorbească în limbile neamurilor din care făceau parte acești evrei. Dar transmite Dumnezeu un mesaj care îi privește și pe neamuri. Este un mesaj că către ucenici. Domnul, în fapte, unul le spune, veți primi o putere când se va pogurdu și veți fi martori până la marginile pământului. Da? Un semn că ucenicii trebuiau să ducă mesajul acesta uh, la toate neamurile. Vreau să subliniez în șapte aspecte, spre final, ce ce arată semnul acesta și de ce semnul acesta a încetat. Definitiv. Semnul vorbirii în limbi. Semnul vorbirii în limbi este un semn judicial al lui Dumnezeu. Scriptura spune că semnul, este un, semnul vorbirii în limbi chiar în 1 Corinteni 14 ci este un semn de judecată pentru evrei. Ce se întâmplă în ziua 50.000? În ziua 50.000 Dumnezeu dublează ceea ce a făcut în momentul morții Domnului Iisus Hristos. El a rupt perdeaua din lăuntru templului pentru a pune capăt întregului sistem iudaic. Întregului sistem iudaic. Dumnezeu îi pune capăt. În ziua 50.000 Dumnezeu face să coboare Duhul sunt doar peste ucenicii Domnului Isus Hristos care murise și pentru care Dumnezeu a rupt perdea din lăuntru templului. Iar această pecetluire a acestui semn judicial are loc în ziua în care Dumnezeu lasă armatele romane să rade pe fața Pământului Ierusalim. Da? Este un semn de judecată pentru evrei. Dumnezeu se îndreaptă acum către Biserica dintre neamuri, a cărui nucleu sunt ucenicii care l-au urmat și care au crezut în Domnul Isus Hristos. Este și un semn nu doar judicial, ci dispensațional. În această zi, este foarte clar, miile de oameni erau la templu, erau preocupați de ceremoniile evrești și Duhul să nu se coboară peste nici unul dintre evrei aceia. Duhul să nu coboară șechina, prezența lui Dumnezeu, manifestarea Duhului Sfânt nu este la templu, nu este la preoți, nu este unde să făceau ceremonii. Și este în casa aceasta unde erau ucenicii care l-au urmat pe acest revoltător, rebel, învățător, foarte ciudat pentru ei, da? Și care se bucurau că au scăpat. Doar acolo se coboară Duhul Sfânt. Este un semn dispensațional. Dumnezeu o rupe cu templu, cu preoții, cu leviții și se îndreaptă acum și formează biserica a cărui nucleu sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos. Este o artă ieră, o altă dispensație. Este și un semn misiologic. Da? Am spus deja, fapte 1 cu 8. Veți fi martori până la marginea pământului și vedeți până târziu în cartea faptelor apostolilor, ei nu înțeleg. Unii predicau numai evreilor. Dumnezeu lasă semnul ăsta vorbirii limbi că mesajul trebuie să se ducă acum la toate limbile acestea, da? Este un semn misiologic și misiunea lor de fapt se împlinește în ziua aceea parțial. Că acolo sunt oameni din toate neamurile de succes și vorbește în limbile tuturor neamurilor de sub cer. Ceva unic în toată istoria omenirii. Este un semn pentru ei, misiologic. Este un semn apostolic. Oriunde apare acest semn în Sfânta Scriptură, sunt prezența apostolului. Oriunde. Fapte 2, fapte 8 se speculează că ar fi, deși și Scriptura nu spune, fapte 10 și fapte 19. Oriunde apare semnul vorbirii în limbi, este un apostol acolo, pentru că ei au fost vârful de, de lance al, lui Dumnezeu în instaurarea temeliei etnice a bisericii, adică și evrei și neamuri, temeliei geografice în bisericii până la marginea pământului și temeliei doctrinare care a aparținut în mod primar apostolului. Ei au avut autoritatea aceasta. Da? Dumnezeu lor le-a dat să se ducă la toate limbile, la toate neamurile. Este și un semn soteriologic, adică mântuitor, adică arată spre faptul că mântuirea este îndreptată acum de Dumnezeu liber, da? liber, nediscriminatorul către toate neamurile de sub cer. Oameni din toate neamurile de sub cer. Este un semn ecleosologic. E foarte interesant. Oamenii ăștia din toate națiunile de sub cer, în limba cărora s-a vorbit, au fost botezați și s-au adăugat la numărul ucenicilor. Acum pot să facă parte din această nouă formațiune, nouă comunitate spirituală a lui Dumnezeu, peste care a coborât Duhul Sfânt, oameni din toate neamurile, oameni veniți din toate zonele de pe pământ. Da? Din toate zonele de pe pământ. Și este și un semn pneumatologic, e clar, este un semn al coborârii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt transmite prin acest vehicul acest mesaj. Nu există, din toate aspectele astea pe care vi le-am menționat, nu există niciun motiv pentru care noi să credem că avem nevoie de semnul ăsta. Niciun motiv. Tot ce am spus despre semnul ăsta a încetat. Nu mai este necesar. Tot ce am spus despre semnul acesta, semnificația acestui semn a fost împlinită. A fost împlinită. Uh, uh, unii spun, da, dar da, n-ar fi nevoie de vorbire în limbi ca să evangelizăm măcar. Câți dintre cei care pretind că vorbesc în limbi sau să evangelizeze în limbi? Câți dintre ei ar avea curajul să se ducă să facă în halul ăsta de rușine să vorbească în limbi undeva? Câți dintre ei știu în ce limbi vorbesc? Limbile n au fost pentru evangelizare. Pe cine, dacă, dacă oamenii aceștia i-au evangelizat în limbile lor, pe cine mai evangeliza Petru? Dacă oamenii aceștia au evanghelizat în timp ce vorbeau în limbi, până să vină mulțimea, în timp ce ei vorbeau în limbi, pe cine evanghelizau? Dacă oamenii aceștia evanghelizau în limbi, Corneliu și casa lui care au vorbit în limbi, pe cine evanghelizau? Pe Petru și pe frați? Dacă ei evanghelizau în limbi, de ce Petru a evanghelizat într-o singură limbă? Dacă ei evanghelizau în limbi. Uh, dar, de fapt, textul nu spune că evangelizau evanghelizau în limbi. Da? Textul spune că spuneau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Textul nu spune că ei proclamau Evanghelia Harului Domnului Isus Hristos, pentru că există. Zeci de expresii în Sfânta Scriptură prin care puteau descrie lucrul acesta. Aceaste, aceste limbi erau mai degrabă doxologice, nu evanghelistice, dar ei, ei se închinau, a fost împuterniciți de Duhul Sfânt să se închine, să laude pe Dumnezeu, să mărturisească lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Vreau să observați aici două aspecte la uh, 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 acest semn al vorbirii. Este un aspect simbolic al limbilor despre care am vorbit. Da? Evreii sunt judecați de Dumnezeu, Dumnezeu se îndreaptă acum către neamuri Limbile acestea către neamuri trebuiau să fie înțelese pentru că Pavel spune altfel Dacă ar intra în locul ăsta, spune despre voi că sunteți nebuni și ar fi un semn de judecată pentru neamuri, adică semnul ar face exact opusul a ceea ce e intenționat. Dumnezeu vorbește, dă să se vorbească în limbile națiunilor care să le arate. Și voi primiți Duhul Sfânt, și voi puteți fi mântuiți, și voi sunteți bine primiți în biserică, iar noi vorbim în limbi pe care neamurile nu înțeleg și le transmite exact opusul. Voi nu trebuie să auziți mesajul ăsta, voi nu faceți parte din comunitatea asta, voi nu sunteți mântuiți împreună cu noi, adică semnul, se ratează, se lovește pe sine, se dezintegrează pe sine și ratează semnificația. Semnul tocmai de asta a fost lăsat ca să fie înțeles de ceilalți. Altfel nu mai are niciun rol, da? Ăsta e aspectul simbolic. Dar există un aspect spiritual acestor limbi care este valabil și astăzi, dar pe care mulți nu-l doresc. E carcasa aceasta a limbilor, da? Limba, limba, vehiculul, limbi, cuvintele pe care le spui, în engleză, în chineză, în română, asta e carcasa, carcasa verbală. Dar există un conținut spiritual al acestui limbi. Și ăsta este lucru supranatural. Că până să vină Duhul Sfânt, toți au stat să închiși. Domnul Iisus se arată prima dată, sunt închiși. Se arată a doua oară peste 8 zile, tot închiși sunt. Când coboară Duhul sunt peste ei, există o libertate, o putere a Duhului sunt care îi cuprinde pe oamenii aceștia ca să laude pe Dumnezeu. Mai înainte nu puteau să facă lucrul ăsta. Nu aveau curajul ăsta, nu aveau îndrăzneala asta, nu aveau libertatea aceasta. Dar acum Duhul sunt îi împuternicește, îi călăuzește, în drumă să facă lucrul acesta. Dar asta este o plinătate a Duhului sunt care duce la o închinare mărturisitoare. Da? Este un aspect orizontal către ceilalți, este și un aspect vertical către Dumnezeu. Ăsta este aspectul spiritual. Noi știm că am primit Duhul Sfânt. Și noi avem dovada că am primit Duhul Sfânt în primul rând pentru că suntem închinători. Nu pentru că vorbim fără să ne înțeleagă nimeni. E carcasa verbală. E irelevant ce cuvinte. În ce cuvinte? Ce limbă? Știi tu să vorbești prin care poți să lauzi pe Dumnezeu. Întrebarea este dacă prezența Duhului Sfânt, dacă în urma primirii Duhului Sfânt, când ai fost născut din nou și te-ai convertit, dacă în urma primirii Duhului Sfânt ai devenit un închinător. Asta este întrebarea numărul unu Asta s-a întâmplat în ziua cinzecimii. Ăsta a fost aspectul spiritual. Ăsta a fost conținutul închinărilor. lor. Spuneau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. De să Carson arăta că exact aceeași expresie este folosită în fapte capitolul 10. Când Corneliu cu casa lui și prietenii lui care erau acolo, apropiați, au primit Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi și să mărească pe Dumnezeu, da? să spună lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Lucrul ăsta e observa mai bine în, în construcția grecească a acestei fraze. Am insistat asupra acestui, asupra acestui semn special, pentru că este un semn special și este un semn unic și irepetabil. Și irepetabil. Petru se ridică în picioare. Petru se ridică în picioare și spune, se adresează audienței lui, din nou pentru a arăta că erau iudei acolo și pentru ei era semnul. Bărbați și voi toți care, cei care locuiți în Ierusalim, da? Ăsta e apelativul pe care el folosește. E atenționat și spune să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele, îi face atenți, îi avertizează, apoi oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi că și nu este decât al treilea ceas din zi. Interpretarea care este dată acestui pasaj de obicei este vezi de ce spunea oamenii ăștia că sunt beți. Pentru că atunci când vine Duhul Sfânt, este beția în Duhul. Ați auzit de doctrina beției în Duhul. O luăm razna, nu mai suntem uh, scăpați de sub control și începem să ne purtăm animalic. Și -aia este asociat cu Duhul Sfânt. Unii groaie, unii latră, unii se înduiesc ca șerpi, unii se țipă pe jos. Mulți. Și asta este beția în Duhul care a avut loc și la 50. -me. Și normal că spuneau despre ei căs, uh, uh, căsbeți. Uh, nu de asta au spus oamenii căsbeți. Oamenii au spus, au spus beți pentru că dacă Mihai ar începe să vorbească acum într-o limbă care nu este engleză pe care eu știu și eu puțin, aș spune Mihai, cred că trebuie să discutăm cu frații. Da? Dacă ar fi ceva neinteligibil pentru mine. Da? Nu aș spune, pentru că nu înțeleg, nu pentru că aia n-ar fi o limbă reală, ci pentru că eu nu o cunosc. De asta spuneau despre ei oamenii aceștia sunt beți. De ce? Pentru că nu avei cum tu, dacă erai de o limbă, să le înțelegi pe toate celelalte. Evident că nu avei cum, că nu le știai pe toate. Vă imaginați că toți erau genii acolo care știau toate limbile care se vorbeau sub soare. Ăsta da? e motivul. Nu pentru că ei aveau niște manifestări extatice, scăpate de sub control și uite, domnule, ce generează când se coboară Duhul Sfânt. Nu vezi în Biblie așa ceva, da? Și Petru și autentifică, autentifică lucrarea aceea. Spune, aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Uh, e foarte interesant că Petru se axează, se înrădăcinează în explicația pe care o dă în Sfânta Scriptură. Petru nu spune: Eu sunt apostol. Ce spun eu așa este? Toți trebuie să credeți ce spun eu. De ce? Pentru că așa spun eu: Vedeți să nu huliți pe Duhul Sfânt. Aveți grijă. Eu sunt într o autoritate specială aici. Știți cine m-a trimis pe mine? Domnul Iisus Hristos. Grijă, trebuie să credeți ce spun eu. Păi dă, dă ne liniște. Eu sunt apostolul Petru, ați înțeles? Credeți ce spun eu? Nu huliți pe Duh. Vedeți că întristați pe Duhul Sfânt. Nu o să mai aveți șansă la mântuire. Asta e retorica pe care o auzim astăzi. Petru spunea aceasta, nu spunea cum s-a împlinit ce a fost spus prin prorocul Ioi. El asta este o altă discuție uh, lungă, dar importantă și interesantă. Cel el spune aceasta este ce a fost spus prin uh, prorocul Ioi. Eu cred că pasajul ăsta se referă în mod principal, la o împlinire plenară acestei sau împlinirea plenară acestei profeții este cu referire la poporul Israel. Dacă te uiți la profeția Ioel, dacă te uiți la limbajul folosit de Petru aici, la ce spune Petru despre la ce spune Petru din profeția lui Ioel, înțelegi că Petru se referă în mod special la ceea ce va face Dumnezeu pentru evrei. Aici avem toți evrei, da? Și este aș spune o aplicabilitate. Un autor folosea expresia, este o, o, o aplicare uh, a lucrării Duhului Sfânt din provizia Duhului Sfânt. Dar nu asta este împlinirea plenară finală. Împlinirea plenară a acestei profeții este pentru poporul lui Israel. Foarte interesant. Petru spune, se vor răta semne în cer, uh, luna, soarele și așa mai departe. Păi oamenii puteau să zic, Petru, se din noi? Unde soarele? Unde luna, soarele? Unde, semnele alea? Cum poți citezi o profeție care nu s-a împlinit acum? Faptul că nimeni nu obiectează înseamnă că oamenii au înțeles la ce se referă Petru. Da? Tu dacă ai fi fost în ziua aceea, ai fi spus, ă, Petru, nu văd nicio problemă cu soarele. Nu văd nicio problemă nici cu stelele, N-am auzit pe nimeni să spună o vedenie. Nimeni nu a spus nicio profeție aici. Nu știm despre ce vorbești. Nimeni nu spune asta pentru că oamenii știau cartea ei, știau profeția ei și au înțeles că Petru identifică două momente. Începutul zilelor de pe urmă, când zice, în zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Asta e începutul zilelor de pe urmă, da? Și încheierea zilelor de pe urmă, când se va întâmpla pentru poporul Israel, tot ceea ce spune profeția el. Întoarcerea lor din în toată lumea, pocăința lor, binecuvântarea lor chiar și materială și coborârea Duhului Sfânt și mântuirea Israelului. Ei au înțeles lucrul ăsta, de asta nu sunt. Dar unde s-a întâmplat acum? Ce spune pentru aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Așa arată lucrarea Duhului Sfânt despre care v-a spus eu el, voi evreilor, pe care voi evrei o vedeți astăzi sub ochii voștri și pe care o veți vedea mai târziu. Când se vor evreii, evrei, urmașilor. Asta spune uh, uh, Petru aici. De obicei, se încearcă, am citit tot felul de explicații, se încearcă tot felul de. de, de nu știu cum să le spun, de, de întinderi din astea hermeneutice, în care se rup toți mușchii, prin care încearcă să demonstreze că Petru, de fapt, folosește un gimbal general. Chiar dacă au spus profeții, vedenii visuri. Hai să spunem totuși că limbile ar însemna profeții vedenii și visuri. Nu înseamnă. Nu înseamnă. Chiar dacă Petru a, a citat din eu el care vorbește despre Israel, noi suntem Israelul și gata. Nu mai Dumnezeu nicio treabă cu Israel, noi suntem Israelul și am încheiat discuția, deci noi suntem cei despre care vorbește. Nu. Nu, aceasta este o lucrare a Duhului Sfânt, care este lucrarea Duhului care va fi dată și poporului Israel și care uh, cuprinde și manifestările uh, de felul acesta. Închei cu a spune ce, uh, cum încheie Petru, de fapt, uh, Discursul lui sau partea lui din discurs despre, despre coborârea Duhului Sfânt, în perioada dintre începerea acestei dispensații a Bisericii, finalul dispensației Bisericii, când Dumnezeu se va ocupa special de Israel, în această perioadă în care Duhul Sfânt lucrează acum cu Biserica, formată întâi din evrei. Atenție, Biserica a fost formată întâi tot din evrei. Dumnezeu a dat Duhul Sfânt întâi evreilor, pentru ei s-a împlinit. Da? Pentru lor li s-a dat această aplica, aplicare a lucrării Duhului. Sfânt. Și la final tot Evreilor. Iar noi suntem altoiți în, uh, acest, uh, în această lucrare. În această perioadă de timp, și nouă bisericii, și Evreilor, ni se dă acest cuvânt foarte important și așa voi încheia. Atunci, în această perioadă, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Lucrarea specială a Duhului Sfânt miracolul cel mai mare pe care îl face Duhul Sfânt, în această perioadă, este mântuirea. Și în seara aceasta s-ar putea să fie cineva în locul acesta, care e foarte interesant, poate de, nu știu ce lucrări are Duhului Sfânt, foarte bine, niciun fel de problemă, dar haideți fiecare dintre noi să ne pune pentru câteva momente întrebarea dacă suntem mântuiți. Dacă suntem mântuiți. Da? Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Mântuirea este simplă, dar în același timp este cel mai mare miracol pe care îl face Dumnezeu. Dumnezeu ne-a trasat condiții atât de clare și de simple ca nimeni să nu aibă nicio scuză. Chemarea numelui Domnului nu înseamnă să strigi numele Domnului pur și simplu, ci este o mărturisire cu gura din inimă a numelui Domnului Isus Hristos, a persoanei și lucrării sale răscumpărătoare și ca rezultat, ca și consecință, spune Sfânta Scriptură, că vom fi mântuiți. Așa se începe experimentarea lucrării Duhului Sfânt. Așa s începe. Au rămas trăpuni și inimă. De Duhul Sfânt sau au pocăit și au primit Duhul Sfânt și au început să trăiască o viață uh, prin Duhul Sfânt. Nu. Rusalele nu se pot repeta. Cinzecimea nu se poate repeta, pe scurt. Uh, dacă doriți toate detaliile uh, pe care eu le-am expus în uh, această sesiune, uh, nu toate pe care aș fi vrut să le expun sau care ar trebui să fie expuse, uh, vă pot da acest document. Însă, ce îmi doresc eu este să scăpăm de complexul ăsta de inferioritate, să începem să nuanțăm lucrurile foarte clar. Noi credem în Duhul Sfânt, credem în lucrarea Duhului Sfânt, credem în darurile Duhului Sfânt, credem în minunile pe care le face Dumnezeu, nu credem în darurile pe care le speculează unii și minunile pe care le speculează unii. Da? Trebuie să facem nuanțele și să ne exprimăm corect. Da, noi suntem din ea care... A, de voi nu credeți în Duhul Sfânt. Da, noi suntem frații care nu credem în Duhul Sfânt. Asta e o erezie. Da, asta am încercat să demonstrăm în prima sesiune. Noi credem în Duhul Sfânt. Credem, fraților, noi nu eram aici fără lucrarea Duhului Sfânt. Predicarea noastră e goală fără Duhul Sfânt. Citirea Scripturii fără iluminarea Duhului Sfânt. Viața noastră fără călăuzirea Duhului Sfânt, fără renașterea din nou pe care o face Duhul Sfânt, fără plinătatea Duhului Sfânt. Noi nu existăm ca ființe spirituale în relație cu Domnul Isus Hristos fără Duhul Sfânt toată viața personală a noastră și a bisericii, în tot ce este semnificativ înaintea lui Dumnezeu, vine pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Tot, fără excepție. Nu există nimic valoros în viața ta din punct de vedere spiritual pe care să-l poți identifica și să spui asta e a mea, nu-i lucrarea Duhului Sfânt. Nu există. Noi depindem în totalitate de Duhul Sfânt. Mi-aș dori să scăpăm pe drept cu textul Scripturii, cu o exergeză corectă, de acest complex de inferioritate pe care îl avem unii dintre noi și ne simțim așa rușinați. Noi, sărmanii, nu credem în lucrarea Duhului Sfânt. Nu credem în lucrarea Duhului Sfânt și credem în Duhul Sfânt, slavă Tatălui, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.